Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, să citim un pasaj din Sfânta Scriptură, din Psalmul 92. O să citim primele 5 versete din Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău, prea înalte. Să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 corzi și cu lăuta, în sunetele harpei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Amin. Vă invit cu respect să reocupăm locurile. În această seară vreau să vă mărturisesc că sunt foarte fericit să fiu împreună cu dumneavoastră, să mă întâlnesc cu fratele Vasilică, cu fratele Victor, cu George de la Alba, să ne adunăm cumva toți aici și să sărbătorim minunile pe care le face Dumnezeu. Glorie. Vreau să vă spun că îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Întotdeauna când mă gândesc la Căpâlna, sunt cuprins de nostalgie, sunt cuprins de amintiri și fratele Vasilică zâmbește deoarece știe ce vreau să spun, pentru că în urmă cu ani de zile, în copilăria mea și aș putea să spun în perioada preadolescentină, veneam aici cu corul de copii, corul de la Sebeș, veneam aici și cântam și lăudam pe Dumnezeu. Atunci a fost inițierea mea în slujire, printre primele predici le-am spus la dumneavoastră, așa că vă mulțumesc că m-ați îndurat. Mulțumesc foarte mult. Și uite că au trecut 15 ani, sau poate mai bine de atunci, și Dumnezeu a fost cu noi. A fost cu dumneavoastră, pentru că Dumnezeu își susține biserica sa. În această seară vreau să vă întreb dacă considerați că este necesară această sărbătoare a mulțumirii. Da, este necesară. Este biblică? Da. Este biblică, este biblică. Deci pornim cu toate datele ecuației corecte, ceea ce este foarte bine. În cartea Exod, Dumnezeu porunce poporului evreu să țină o zi de sărbătoare la finalul secerișului. Este foarte interesant că Dumnezeu le poruncește să țină această zi de sărbătoare în momentul în care ei erau în pustie. În pustie. Adică Dumnezeu le poruncește să se bucure pentru ceea ce urmează să vină. Dumnezeu le poruncește să se bucure chiar în nisip, în nisipul acela care arde, în nisipul acela unde te deplasezi foarte greu, în nisipul acela unde nu există apă, să te bucuri pentru ceea ce urmează să vină, adică va veni o țară a Canaanului, unde Dumnezeu îi va binecuvânta. Vreau să vă spun că de multe ori noi privim în jurul nostru și poate sunteți în nisip și dumneavoastră în această seară, metaforic vorbind. Sunteți în greutate, sunteți în încercare, treceți prin probleme și poate vă vine așa un gând că nu aveți motive să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun că motive de a-i mulțumi lui Dumnezeu sau motivul cel mai important pentru care ne cheamă Dumnezeu să-i mulțumim, care rămâne valabil în orice situație, este pentru Domnul Iisus Hristos și pentru darul mântuirii pe care ni l-a dat. Eu am o problemă, vă spun sincer și permiteți-mi în această seară să mă deschid înaintea dumneavoastră și să vă mărturisesc. Am o problemă cu faptul că de foarte multe ori noi uităm acest lucru. Darul mântuirii pe care ni l-a dat prin Domnul Iisus Hristos și prin sângele Tău, de foarte multe ori omitem să-i mulțumim. Sau i-am mulțumit mai de mult și parcă n-am face-o în fiecare zi. Eu zic că lângă acest dar nu poate să fie un nici altul. Dacă l-am pune în balanță darul mântuirii pe care ni l-a oferit El cu orice din lumea aceasta, n-ar putea să niciodată. Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu alte lucruri. Ne-a binecuvântat cu o biserică minunată, cu o familie minunată, cu frați minunați, ceea ce este un lucru extraordinar, dar darul mântuirii este ceva incredibil, care ne-a schimbat sensul vieții, ne-a schimbat direcția.
Și știți care este problema noastră de foarte multe ori? Că privim la detaliile vieții. Viața de multe ori, dumneavoastră știți mai bine decât mine, vă văd unii frați mai în vârstă, viața de multe ori este grea. Și apar detalii în viață. Și noi privim la detaliile acelea. Dau câteva exemple ca să fiu mai practic în seara aceasta. Da, nu ne-a avansat șeful. N-am intrat la facultatea pe care ne-am dorit-o. N-am luat examenele cu notele pe care le-am dorit. Ni s-a stricat mașina. Din punct de vedere financiar a fost o lună foarte grea. Și mai spuneți dumneavoastră. Privim la toate aceste detalii care fac parte din viața normală, fiziologică, și toate aceste detalii umbresc, de fapt, darul pe care Dumnezeu l-a oferit pentru noi. De foarte multe ori în viață punem acest dar al mântuirii și toate binecuvântările extraordinare pe care ni le-a dat Dumnezeu într-un ștergar, îl punem undeva deoparte și privim tot la greutățile acestea și la detaliile acestea care până la urmă în sine și în fond nu contează. Și în această seară Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că trebuie să privim și să-i mulțumim pentru darul mântuirii. Amin, amin. Știți, de foarte multe ori trebuie să se întâmple ceva în viața noastră pentru ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Trebuie să noi șoferii să derapăm odată într-un șanț ca să-i spunem: o, Doamne, îți mulțumesc. Trebuie să ne iasă un tir în față și să ne vedem moartea cu ochii pentru a recunoaște că viața este un dar. De foarte multe ori ne lasă Dumnezeu în încercare pentru ca să recunoaștem că aceste lucruri nu sunt o întâmplare. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este o întâmplare în viața noastră. În zilele trecute veneam de la Cluj la Sebeș și mi-am uitat cartea de identitate în Sebeș. Trebuia să fac verificarea la mașină, verificarea tehnică periodică la mașină. Și nu puteam să o fac în Cluj pentru că nu aveam cartea de identitate. Și a trebuit să alerg pe autostradă, numai eu știu cum am gonit, din Cluj până în Sebeș, pentru că la 4:30 aveam programare la ITP, era ziua în care mi-a expirat. Și am gonit pe autostradă. Și când am ajuns în curtea servisului, dintr-o dată am simțit că se lasă mașina. Mă dau jos, explozie la cauciuc. În curtea servisului. Au venit domnii de acolo și au zis: Vlad, să știi că e o minune. Că dacă explozia asta ar fi avut loc pe autostradă, acolo unde spui că ai mers, că necreștinește, nu știu dacă ai mai fi trăit astăzi. Și atunci am spus: o, Doamne, îți mulțumesc frumos. Dar oare trebuie să îngăduie Dumnezeu lucrurile acestea ca să realizăm că viața este un dar de la Domnul, că lucrurile acestea nu sunt normale neapărat să se întâmple, că drumul de la Cluj la Sebeș sau de la Sebeș la Sibiu nu trebuie să meargă întotdeauna normal și să nu se întâmple nimic și că toate acestea sunt daruri? Oare chiar trebuie să le îngăduie Dumnezeu în viața noastră ca să ne trezească și să spunem: mulțumim, Doamne, frumos? Deci e necesar să ținem această sărbătoare. E foarte necesar. Pentru că sunt convins că Dumnezeu vrea să ne schimbe mentalitatea noastră de gândire de zi cu zi. Să devenim niște oameni mulțumitori. Că ceea ce primim nu-i un ceva obișnuit, este un dar de la Dumnezeu. În faptul că ești aici și că te afli aici și că poți să fii în casa lui Dumnezeu, este darul lui pentru tine. Puteai să nu fii aici, puteam să nu fiu aici. Mulțumim lui pentru aceasta. Și trebuie să ținem această sărbătoare, că noi suntem destul de nemulțumitori din punct de vedere genetic, așa ne naștem. Suntem nemulțumitori. Pe noi nimic nu ne împacă și nu ne mulțumește. Și ne obișnuim foarte repede cu binele. Și pe lângă aceasta uităm foarte repede. Așa e? Uităm foarte repede binele pe care ne-a fost făcut atât de Dumnezeu cât și de oameni. Dumnezeu prin oameni. În anul 1923, în Japonia, puteți să citiți mai multe dacă sunteți interesați de acest subiect, în Japonia a avut loc un cutremur. Și 7 milioane de oameni au fost afectați de acest cutremur. Cutremurul a prins 5 orașe în Japonia. 300.000 de oameni au murit în 1923 după acel cutremur, și 2,5 milioane de oameni au rămas fără adăpost. În momentul în care americanii au auzit de greutatea prin care trec japonezii, au spus: vrem să-i ajutăm pe frații noștri. Și le-au trimis în 1923 10 milioane de dolari, ceea ce reprezenta enorm, enorm atunci. Cu acei 10 milioane de dolari au ajutat să-și reconstruiască adăposturi și să se reabiliteze. Japonezii, după ce au primit banii de la americani, au ieșit pe stradă și au scris pe pancarde: nu vă vom uita niciodată.
americanii frații noștri, ne-ați scăpat din dezastru. La câțiva ani distanță, în 7 decembrie 1941, o flotă americană pe Oceanul Pacific este atacată de japonez și distrusă în 20 de minute. Pearl Harbor. Da. La 18 ani distanță, toată flota e distrusă. Da? Nu vă vom uita niciodată? Ei, uite că nu-i chiar așa. Că noi, prin noi înșine, prin firea noastră genetic, uităm. Uităm de foarte multe ori. Exact cum spunea și fratele de nevasta lui Iov, că i-a spus, blestemă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov a spus așa, Dumnezeu e suveran. El dă și El ia. El este Cel care îmi oferă binecuvântarea și El este Cel care, care găsește un alt mod să-mi ofere tot o binecuvântare. Prin suferință. Deci este necesar, asta am vrut să punctez, este necesar să ținem această sărbătoare pentru că noi uităm, pentru că noi suntem nemulțumitori și pentru că Dumnezeu vrea să ne schimbăm stilul de viață cu privire la mulțumire, să devenim niște oameni care să fim mulțumitori de ceea ce Dumnezeu ne dă. În primul rând, Dumnezeu ne cheamă să-i mulțumim pentru ceea ce este El. Dacă priviți versetul 1 din Psalmul 92, spune, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău. Deci primul lucru, când ne gândim la mulțumire, ca și creștini trebuie să fim învățați să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce este El. Dumnezeu este Dumnezeul Creator, care a făcut universul acesta din nimic, care ne-a făcut pe noi din țărâna pământului, existăm prin El. El nu poate să fie cuprins în timp și spațiu. El, înainte ca să existe universul acesta, Biblia spune că El era Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru este acela care este sfânt, este iubitor, este mânios, ne spune Biblia, este plin de bunătate, plin de dragoste. Dumnezeul nostru nu se schimbă. Este același ieri, astăzi și în veci. Așa că poți să te bazezi pe cuvântul Lui. Dumnezeul nostru este Dumnezeul suveran, care cunoaște totul, care știe totul. Nimic nu-i scapă printre degete. Și pe Dumnezeul acesta eu nu pot să-L înțeleg. Și unii spun că dacă nu-L înțeleg, nu există. Ceea ce e o mare greșeală. N-ai cum ca om să-L înțelegi pe Dumnezeu. Că dacă l-ai înțelege ca om pe Dumnezeu, Dumnezeul acela nu ar exista. Eu interpretez altfel. Un om nu poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Cine îl înțelege pe Dumnezeu, acel Dumnezeu nu există. Dar tocmai prin faptul că nu-L înțelegem pe Dumnezeu, El este acela care există. Că El ne-a creat, El este Creatorul. El este sfânt, înțelept, în El se înglobează toate caracteristicile într-un mod absolut, într-un mod superlativ, într-un mod perfect. Acesta este Dumnezeul nostru. Și în această seară vreau să-i aducem Lui glorie. Amin. Pentru ceea ce este. Glorie. Să privim la El și să ne plecăm fețele, ca și arhanghelii, să ne acoperim fața și picioarele cu aripile. Spune, Doamne, Tu ești măreț, Tu ești glorios, a Ta este toată cinstea și toată slava și tot ce avem este prin Tine. Laudă numelui Tău. Amin. În primul rând trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce este El. Apoi zice psalmistul în Psalmul 22, versetul 4 și 5, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce face El. Pentru ceea ce este El și pentru ceea ce face. Că zice, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Mărire Domnului. Să-i mulțumim pentru ceea ce face. Amin. După ce îi mulțumim pentru ceea ce este, să-i mulțumim pentru ceea ce face. Și vă aduceți aminte, există un pasaj în Luca 17, un pasaj extraordinar. Domnul Iisus se întâlnește într-un sat cu 10 leproși. Revin la El. Și lepra, pe vremea aceea, era o boală foarte gravă. Era o boală incurabilă. Nu exista tratament pentru ea. Un om lepros era condamnat să sufere la nivelul pielii, tot felul de ulcerații. Un om lepros era condamnat ca nervii lui periferici să fie afectați. El nu mai avea sensibilitate. El cu timpul ajungea să nu mai meargă. Ajungea să nu-și mai folosească mâinile.
Lepra afecta globii lui ocular, așa încât omul suferea de glaucom, omul suferea de orbire. Era, majoritatea leproșilor erau infertili, nu puteau să aibă copii. Aveau insuficiență renală, aveau sângerări constante și erau excluși din societate, că fiind o boală infectocontagioasă, nu puteau să locuiască împreună cu ceilalți oameni. Erau undeva separați. În momentul în care un om se îmbolnăvea de lepră, el știa un lucru, că el trebuie să se pregătească de moarte. Că încet, încet, că încet, încet, el se va degrada, că de la lună la lună îi va fi tot mai greu să trăiască, că vederea și-o va pierde, că sensibilitatea și-o va pierde, că mersul și puterea de a se ridica în picioare nu va mai fi probabil în următorii ani. El știa un lucru. În momentul în care s-a infectat, el știa un lucru, că el va muri în curând, în câțiva ani. El mai știa un lucru, un lepros, că în momentul în care el se infecta cu această bacterie, el nu va mai fi niciodată în societate. Niciodată. El își spunea adio de la soție, adio de la copii, adio de la părinți, adio de la sinagogă, adio de la vecini, adio de la serviciu, adio de la toate. El era condamnat pentru totdeauna. Nu exista cale de vindecare. Și 10 din acești oameni s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și după ce s-au întâlnit cu El, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, după ce s-au întâlnit cu El, au plecat și s-au vindecat. Slavă Domnului! Au putut să meargă acasă, au putut să-și îmbrățișeze copiii, au putut să-și îmbrățișeze soția, au putut să-și vadă vecinii, n-au mai trebuit să strige prin cetate, lepros, lepros, necurat, lepros, necurat, 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 ca să fugă oamenii când intrau ei în cetate, dacă intrau. Nu mai trebuia, pentru că ei erau vindecați. Au putut să înceapă din nou să meargă la serviciu, să câștige din nou, să-și întrețină familia, să fie un tată sau o mamă pentru copiii lor. Viața lor, Domnul Iisus Hristos le-a redat sensul vieții, i-a salvat de la moartea fizică. Și foarte interesant și șocant, că din cei 10, doar unul se întoarce. Să-i mulțumească. Dureros, nu? Foarte. Foarte dureros. Oameni pierduți din punct de vedere fizic, care nu mai avea niciun scop, după ce pleacă vindecat și cu scop în viață, din cei 10 se întoarce unul să-i mulțumească Domnului Iisus. Și asta nu e vorba de religie, nu e vorba de cuvântul, e vorba de bun simț. Câteodată e bine să fie și bun simțul. Și de majoritatea timpului. Vă dați seama? Cum? Cum se poate așa ceva? Și studiind pasajul acela, am început să mă cercetez profund, să-mi dau seama dacă eu nu cumva, Doamne, să fiu din acei 9. Și am înțeles un lucru. Că eu trebuie să fiu atent, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrările sale. Amin, amin. Și în această seară, vreau să te gândești bine la ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și să-i spui mulțumesc frumos. Amin. Dar nu numai în această seară, ci plecând în această seară de aici, să ai o viață de gratitudine, de mulțumire la adresa Lui. Amin. Mulțumește Lui Dumnezeu și pentru lucrările pe care nu le-a făcut pentru tine. Că îi le-ai cerut, le-ai dorit din toată inima și te-a păzit Dumnezeu, slavă Lui. Amin, amin. Că dacă le-ar fi împlinit, dezastru ar fi fost. Așa și-a făcut El lucrarea, neascultându-te pe tine și neascultându-mă pe mine. Că de multe ori nu știm ce cerem și de multe ori nu știm ce ne rugăm. Nu știu dacă în această seară sau în viața ta Dumnezeu te-a vindecat fizic sau ți-a dat familia pe care o dorești sau lucrurile merg bine din toate punctele de vedere în viață. Nu știu. Și nici nu cred că e un lucru extrem de important de care trebuie să ținem foarte mult cont. Însă vreau să vă spun un lucru, că noi toți de aici, absolut toți de aici, am fost leproși din punct de vedere spiritual. Am suferit de lepra păcatului. Așa. Și această lepra păcatului ne orbea, această lepra păcatului ne desensibiliza, nu mai simțeam păcatul, nu mai simțeam greșelile pe care le făceam. Această lepra păcatului ne deforma din punct de vedere spiritual, ne malforma. Și a trecut medicul cel bun pe lângă viața noastră și a rostit un cuvânt și ne-a vindecat.
Și prin sângele Său cel Sfânt, fiecare om poate să fie iertat și eliberat. Slavă Lui! Glorie Domnului! În această seară vreau doar să spun mulțumesc pentru lucrarea de salvare. Amin! Că asta e cel mai important. Că ne dă Dumnezeu, tot asta stăteam acolo, abia am stat să nu mănânc din ce fructele pe care le-a spus dumneavoastră acolo, atât bine arată, extraordinar. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta, amin, foarte mult. Dar cel mai mare dar este Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pentru noi. Și în această seară vreau să mai spun un lucru. Poate este cineva aici care este lepros din punct de vedere spiritual. Nu este infectat cu micobacterium asta, lepre. Nu, din punct de vedere spiritual, este lepros. În această seară Hristos face minuni. Aleluia. Și în această seară Hristos vindecă. Doamne, hai la El! Amin. Hai la El! Hai la El! Că El e prezent aici! Aleluia! Slavă numele Său! Glorie Domnului! Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce face, amin, pentru ceea ce este. Și această atitudine de mulțumire la adresa Lui ne va schimba viața din punct de vedere spiritual. Știți de ce? Că vom conștientiza că Dumnezeu este mereu prezent în viața noastră. Dumnezeu este prezent în viața noastră, indiferent că dorim sau nu. El este prezent, El este peste tot. Nu ne putem ascunde, nu putem fugi de Dumnezeu. Însă este una să conștientizez asta și alta să nu conștientizez. Dar în momentul în care eu am o viață de mulțumire și îți mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce faci, pentru ceea ce ești, prezența Lui în viața mea o simt permanent. Și prezența aceasta Lui în viața mea permanent îmi schimbă viața din punct de vedere spiritual. Mă înalță pe culmile pe care le dorește Dumnezeu pentru tine, pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în fiecare zi, când trec strada, când merg la serviciu, când stau pe calculator, conștientizarea că El este prezent acolo îmi schimbă viața. Mă apropie de El, îmi transformă viața. O atitudine de mulțumire la adresa Lui mă focusează de pe circumstanță pe El. Noi ne uităm foarte mult pe orizontală și vedem, ce greu este, acum sunt în spital, acum sufăr, să văd, aștept analizele, nu știu cât mai am de trăit, să mă pregătesc de mormântare sau nu. Tot felul de frământări pe care le avem noi, dar în momentul în care eu îmi iau ochii de pe circumstanțe și îmi ridic ochii spre Dumnezeu, eu atunci știu un lucru, că Dumnezeu toate lucrurile le îngăduie pentru Cel pe care îl iubește pe El și toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe El. Și în această seară, la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Să avem o atitudine permanentă de mulțumire. Noi în seara aceasta avem, suntem aici. Și dacă poate nu doriți să faceți asta, o faceți forțat, așa că sunteți în atmosfera aceasta, unde Duhul Sfânt este prezent. Dar Dumnezeu vrea de mâine să începeți să-L mulțumiți, să începeți să-L glorificați, să începeți să lăudați lucrările, să le spuneți oamenilor din jurul dumneavoastră cum Dumnezeu mi-a schimbat viața, cum El a lucrat, cum eram un păcătos, un lepros spiritual și El mi-a dat sens vieții mele. Aleluia Lui pentru aceasta. Și mulțumirea aceasta permanentă ne înviorează. Că de multe ori suntem așa ca o stană de piatră, ne mișcăm cu încetinitorul. Dar în momentul în care am o atitudine de mulțumire, aceasta îmi înviorează sufletul. Și indiferent că este bine, indiferent că este rău, știu un lucru. Dumnezeu este prezent acolo. Să vi se fie. În această seară îmi doresc în continuare ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea har. Și vreau să vă spun că trebuie să-i fim veșnic recunoscători, amin, amin, pentru darul pe care ni l-a oferit Fiul Iisus Hristos. Dacă putea să facă ceva mai mult Dumnezeu, ne-ar fi dat. Aceasta a fost maxim, să-și dea Fiul pentru tine, pentru mine, amin, pentru un om care nu merită. El l-a dat, slăviți, pentru că te iubește. Slăviți.